Cu mare bucurie, revin în locul acesta cu imaginea celor doi oameni bolnavi de lepră care au ieșit afară din tabăra sediată. Și au descoperit că inamicul părăsise în dezordine, în debandadă, tabăra ei stăteau înconjurați, asediați de moarte și de fapt erau asediați de nimeni, pentru că inamicul asirian plecase din locul acela, corturile erau goale și pline cu tot felul de provizii și rezerve pe care le-au lăsat în urma lor și au fugit în debandadă. Cei doi leproși au intrat unul într-un cort, altul în altul, ei ieșiseră cu convingerea că vor muri. E să ieșim și dacă ne lasă cu viață bine și dacă ne omoară, la fel. Dar în realitate, Dumnezeu îi chema pentru o mare binecuvântare. În momentul când s-au văzut în mijlocul la o așa bogăție, în loc de moartea pe care au, au fost convinși că o vor primi ei, oamenii aceștia au gândit, și au spus, nu este bine ce facem. E bine că ne bucurăm, dar nu singuri. Trebuie să mergem înapoi în cetate unde oamenii se sfârșesc de foame. Este o foamete cumplită în cetate. Trebuie să mergem repede înapoi, să ducem această veste bună. Astfel că leproșii expuși morții și înspăimântați de soarta lor, dar acum copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu, au mers și au dus vestea aceasta în tabără unul dintre cei ce erau acolo, călărețul pe brațul căruia se rezema comandantul. Acesta e un om modern, un om care el nu crede în profeții din astea, cum a spus Elisei, că mâine o să fie abundență de mâncare aici, când de fapt oamenii recurgeau la canibalism și la cumplite alte fapte de foamete și mâine va fi atâta. Eu nu cred așa ceva, cum dădea cineva cu mâna spre o groapă când am fost la o mormântare, mai iese cineva de aici. Bine, nu un om a spus lucrul acesta, ci însuși Domnul. Și Elisei nu a spus așa vorbește Elisei, mâine o să fie mâncare aici. Ce a spus așa vorbește Domnul, dar acest călăreț era un om uh, modern, el nu crede și atunci profetul îi spune, uite ce se întâmplă în momentul în care refuzi să primești cuvântul lui Dumnezeu. Tu îți faci singur rău, nu ți face nimeni. Tu singur îți faci rău. Ai să vezi împlinirea acestor lucruri, uh, dar n-ai să ai parte de ele. Și Biblia spune că în momentul în care poporul a ieșit uh, cu năvală groaznică spre corturile acestea pline cu provizii și rezerve, el a fost călcat în picioare la poartă, n-a mai fost nimeni uh, în stare să-l protejeze sau să-l observe. Mă gândesc la acești doi uh, oameni bolnavi de lepră care au dus vestea bună în cetate, care au avut parte de o soartă atât de neașteptată din partea lui Dumnezeu. Uh, mă gândesc la atitudinea minților, nu e bine ce facem, hai să mergem înapoi la oamenii care suferă teribil și să le ducem vestea bună. Cu ocazia unui Curs pe care l-am ținut cu câțiva uh, uh, oameni care învățăm engleză. I-am uh, am, -am rugat să spună fiecare ce lecție a învățat de la viață, de la Dumnezeu, săptămâna care a trecut. Și Manuel a ridicat mâna și a spus, zice, uite, vreau să spun tuturor oamenilor ce mi s-a întâmplat. Am învățat săptămâna asta că nu e de ajuns ca tu să crezi în Hristos. Eu am fost scăpat de la moarte, spune el, de la moarte m-a întors Dumnezeu înapoi. De fapt, i-am spus nu numai tu, ci noi toți eram morți în păcatele și fără de legile noastre. Sigur omul mândru eu spune, nu, eu nu cred, eu eram așa de demn și de bine pus la punct că mie nu mi s-ar fi întâmplat. Nu, n-ar mai fi fost nimeni dintre noi dacă nu era Domnul de partea noastră. Așa spune Scriptura. Dacă ar fi să fie scos din, partea, din viața noastră, să fie scoasă la o parte providența lui Dumnezeu și manifestările ei, n-ar rămâne decât moartea. Altceva n-ar rămâne în viața noastră. De aceea se spune, voi erați morți în păcatele și fără de legile voastre, dar ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Și Manuel, prietenul nostru, ne spune, zice, am învățat săptămâna aceasta că nu e de ajuns ca tu să crezi în Domnul Hristos, să fii întors de la moarte cum am fost întors eu, ci ești dator față de cel care moare lângă tine, cum era să mor și tu de altfel, ești dator să-i duci și lui vestea mână, Și săptămâna aceasta care a trecut am vorbit cu un prieten care era pe pragul morții și al atâtor altor nenorociri, el și familia, și am dus, am dus această Veste bună care m-a salvat pe mine, și iată familia aceasta jubilează acum și zâmbește. Este altă planetă, este altă viață. Din motivul acesta, Pavel spunea, sunt dator, sunt dator. Vin și eu înaintea audienței noastre, iubite, cu această ocazie, cu același simțământ. Ceea ce mi-a înflorit mie viața, m-a binecuvântat, m-a întărit, m-a însănătoșit mi-a dat putere, speranță, cuvântul acesta al lui Dumnezeu, sunt dator să-l aduc și aceluia care pâlpâie, așa cum scrie Biblia, flăcăruia care încă mai pâlpâie sau trestia care a fost frântă și e gata să cadă. Sunt, Mă simt dator să spun acestor uh, suflete că Domnul a spus așa, „E judecata lui Dumnezeu constă în a nu lăsa această micuță flăcăruie care de-abia mai fumegă în sufletul nostru, să nu o lase să piară, să se stingă, să-i dea viață din nou. Și această trestie frântă să nu o lasă să cadă, să, să nu o lase să cadă și să putrezească, ci să o ridice din nou. Acesta este lucru pe care îl vom învăța împreună dintr-o istorie fascinantă, istoria dedicării templului, celui din I templu și istoria care este împletită cu Solomon, plină de lecții pentru omul modern, pentru omul de astăzi, plină, arhiplină. plină. Revin spunând, îmi imaginez că acești doi leproși cu atâta mâncare și atâtea haine și atâtea valori ce erau acolo au simțit o apăsare pe conștiința lor când s-au gândit la ceilalți care sunt într-o foamete de felul acela. În același fel, aș dori să trăim împreună bucuria descoperirilor cuvântului lui Dumnezeu, care a fost scris pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Adică a fost din totdeauna și este pentru totdeauna și este totdeauna prezentă și valabilă această învățătură, acest adevăr. Cuvântul tău este veșnic. Cerurile și pământul trec, Cuvintele mele nu, a spus Domnul Hristos. Omul este ca iarba, înflorește, se usucă, moare, piere, cuvântul tău rămâne în veac, toate se vor schimba ca o haină, dar tu rămâi același, spune cuvântul lui Dumnezeu și ca un ecou al acestui cuvânt Iacov preia și spune, el este același ieri, a, 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 epistola către ebrii, el este același ieri, azi și în veci același. Mergând la omul de numele căruia este legat Templul, nu se zice Templul lui Dumnezeu cât se zice Templul lui Solomon. Este imposibil să negi sau să ștergi realitatea faptului că viața acestui împărat, a lui Solomon, fiul lui David, Uh, nu este împletită pur și simplu cu fiecare lucrare care era acolo la Templu. A rămas în istorie lucrul acesta. Haideți să aruncăm o privire asupra omului pe care l-a ales Dumnezeu ca prin el să zidească templul lui Dumnezeu, fie că e vorba de templul duhovnicesc al familiei tale, al ființei tale, al satului, al lumii, al colectivității unde este ales Dumnezeu pe tine ca să zidești templul acesta, anume. Tot ce a fost scris e pentru învățătura noastră, bine, dar eu nu mă ocup cu zidiri de temple, ba da, ba da. T -t trupul tău, ființa ta este templul Duhului Sfânt și la aceasta ai fost tu chemat. Dumnezeu zidește templul Duhului Sfânt al ființei tale prin tine. Tu ești mâna dreapta lui Dumnezeu, tu ești Solomon al lui Dumnezeu în zidirea templului vieții tale. Acest lucru este extrem de important. Apoi, tu ești Solomon al lui Dumnezeu pentru familia ta, pentru colectivitate, pentru biserică, pentru oriunde vei călca pe pământul acesta, ține în sufletul tău viu lucrul acesta, nu fi nepăsător, așa cum i-a scris Pavel lui Timotei, nu fi nepăsător de chemare, față de chemarea aceasta. Astfel că el, când s-a născut Solomon din această extrem de tulburată căsătorie, care a lăsat o pată și o rană adâncă, pe obrazul istoriei pur și simplu prin omul după inima lui Dumnezeu care a uitat acest lucru pentru moment din nenorocirea aceasta Dumnezeu a făcut o binecuvântare pentru lumea întreagă și s-a născut un om din această răutate și decădere a omului s-a născut un om despre care domnul a vorbit nimeni ca omul acesta. Niciodată. Și o să vedem doar câteva aspecte. Lăsăm un câmp deschis de explorare pentru ce a spus Dumnezeu, așa cuvinte despre el. Că, până la urmă, dacă ne uităm la viața lui, uite ce observăm. Așa este. Dar când Dumnezeu spune un cuvânt, el știe de ce, el are un motiv și dacă cineva l-ar judeca vreodată și l-ar întreba, ar spune asemenea lui Iov, mi silă de mine că am întrebat. Nu trebuia să întreb așa ceva. Când tu ai spus ceva, tu știi de ce spui lucrul acesta. Astfel că el a fost născut și încredințat profetului Nathan, care -a, prin care a venit numele lui cel nou. El nu a fost numit Solomon, ci a fost numit Edidia. Citim aceasta în 2 Samuel 12, 25. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu spune, el l-a încredințat în mâinile prorocului Nathan și Nathan i-a pus numele Edidia pentru Domnul, iubitul Domnului sau celui cel de care este drag lui Dumnezeu. Ce fel de uh, însemnătate să aibă acest uh, nume? Ați observat că uh, sunt atribuite anumite nume, anumite uh, poziții diversilor oameni. Se spune unui preot sau unui episcop sau unui pastor reverend. I se spune unui pastor, i se spune sfințeia ta unui preot, i se spune unui episcop sau unui, unui patral, îl n au prea sfânt. Ce cu vorbele astea? Păi, vorbele acestea nu sunt uh, uh, vorbe goale, ci sunt obligații, și de fiecare dată când cineva se adresează și spune unui om într-o biserică, că tu ești pastorul bisericii, omul acela, trebuie să reîmprospăteze chemarea lui. El nu trebuie să uite niciodată. El nu trebuie să, să devină rece sau nepăsător față de această chemare. Când îi se spune unui om Sfinția ta omul acela și aduce aminte că este sfânt și el nu poate merge pe urmele sau pe căile pe care merg oamenii, nesfinți. Deci când i-a pus numele acesta lui, lui Solomon Edidia, acesta e nume propriu, nu este o funcție. Când i-a pus numele acesta, care însemna uh, iubit de Dumnezeu sau de căruia lui Dumnezeu este drag. În momentul când i-a pus numele acesta, acesta i-a conferit o distinsă onoare, extraordinară, dar și o prea sfântă obligație. Nu, dacă ești iubitul lui Dumnezeu, nu poți să mergi pe orice fel de cale, nu poți să vorbești oricum, nu poți să mănânci orice, nu poți să bei orice, nu poți să, nu poți să te amesteci în lucruri care nu sunt, nu reflectă numele pe care îl porți. Când un om al lui Dumnezeu uită numele lui de copil al lui Dumnezeu, ne-a fost dat dreptul să fie în copii ai lui Dumnezeu, când uită acest lucru, când un episcop sau un preot sau un pastor uită că este chemat la o viață de sfințenie, păcatul este mult mai grav decât al unui om care nu ocupă o astfel de poziție, din cauza că el este asociat cu numele lui Dumnezeu. Și am rămas foarte, am rămas încremenit. Au capturat un pastor tânăr aici, în Statele Unite, care a, era un pedofil. A, au, au fost a, prins într-o într situație concretă. Și a, pur și simplu mi s-a uscat gura când am auzit, când a fost întrebat a, cu ce te ocupi, ce lucrare sunt pastor de tineret. Când a spus cuvintele acestea, am înghețat. Dacă le spunea un, un nelegiuit, dacă le spunea un om decăzut care a fost arestat pentru așa ceva, a fost eliberat și a fost arestat iară și tot așa, sau unul care are uh, lucrul acela legat de picior, urmărit peste tot, unul care e scris în dosarele poliției, uite ce face criminalul acesta cu ce se ocupă. Dacă unul ca ăsta recidiva sau făcea lucrul acesta, pentru lume ar fi fost lume ar fi spus era de așteptat. Dar ca să auzi din gura cuiva că e pastor de tineret și face așa ceva, în momentul acela am simțit un cuțit în inimă din cauza numelui pe care îl purta el. De aceea acest nume dat lui Solomon Edidia, iubitul lui Dumnezeu, vibrează o coardă și în sufletul nostru. Pentru că Biblia spune, motivul pentru care a venit Domnul Hristos pentru tine și în viața ta, motivul este unul singur, te-a iubit Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu persoana ta. Pentru că în momentul când vorbim că atât de mult a iubit lumea, cu iubirea cu care Dumnezeu a iubit lumea, cu aceeași iubire El a iubit și iubește pe fiecare dintre noi și cu aceeași iubire Dumnezeu a iubit pe Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Este e cutremurător când citim în rugăciunea de mare preot a Mântuitorului în Ioan capitolul 17, când El spune, Tată ajută-i să vadă că Tu i iubit cu aceeași iubire cu care m-ai iubit pe mine. Și vreau ca acolo unde sunt eu în ochii tăi, Doamne, și la tronul lui Dumnezeu, acolo să fie ei împreună cu mine. Ei sunt împreună moștenitori cu Hristos. Lucrul acesta este literalmente cutremurător. În momentul în care auzim numele ăsta, e legat și de noi, pentru că și noi facem parte și suntem aceia pe care uh, i-a iubit Dumnezeu în mod personal. Bine, dar uh, recent mi-a spus o persoană, când mă uit înapoi la viața mea, nu pot decât să mă întreb unde a fost Dumnezeu când s-au întâmplat toate aceste nenorociri. Uh, I-am spus, uh, răspunsul ar fi simplu de dat, însă te rog să reconsideri Tabloul acesta și să, să vezi urma pașilor tăi în toate aceste lucruri. Vezi dacă nu cumva tu ai, fost, ai colaborat în ignoranță, ai cooperat, ai conspirat cu răul care s-a făcut împotriva ta, ai dat ajutor răului împotriva ta însuți. Și atunci persoana aceasta a, a, a tăcut o clipă și a spus, zice, așa este. Dumnezeu a luptat mult să mă oprească de a merge pe căile acestea. De fiecare dată când am făcut lucrul acesta, mi-a bătut inima mine, am știut că este rău. Înainte de a, de a, gând, de a deschide gură, am știut că este rău. Dar, dar am făcut toate aceste lucruri. Și am spus, dacă într-adevăr urmărim o explicație pentru viața noastră, pentru cursul vieții noastre, atunci Biblia spune, uite-te la urma pașilor tăi în vale, vezi care este contribuția ta la așa ceva, vezi ce ai făcut tu pentru situația prezentă în care ești, fiindcă în ce privește dragostea lui Dumnezeu, cerul și pământul se pot muta, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, munții pot să se mute, dealurile pot să se miște, dragostea mea nu se... adică dragostea lui Dumnezeu este valoarea eternă și constantă a inimii lui Dumnezeu față de noi. I-a pus numele Edidia. Acum, iubiții mei, în această în acest context o să urmărim un lucru care consider că este de cea mai mare însemnătate în viața noastră și anume unde este Dumnezeu în relația cu individul și cu poporul său. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, spune cartea lui Eremia, la fel, el procedează la fel cu o persoană sau cu un popor. E același lucru din cauza că procedarea lui sau căile lui Dumnezeu sunt o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Și învățăm din uh, episodul acesta cu tremurător al zidirii și al inaugurării templului. Este atât de, de complex și este atât de încărcat de semnificații în momentul acesta că ar fi imposibil să le explorăm într-un într timp ca acesta care l-avem la dispoziție, dar el rămâne deschis explorării noastre. Și importanța lui nu constă în dimensiunile templului, pentru că zici, Domnul spune că casa aceasta cât e ea de înaltă, a, a fost una dintre minunile lumii, construcția aceasta. Nu acesta este punctul, punctul central sau punctul de aplicație al cercetării noastre, ci faptul că Dumnezeu a confirmat prin foc. Tot ce s-a întâmplat acolo, rugăciunea lui Solomon de care o să ne ocupăm în mod special noi și o să urmărim dialogul lui cu Dumnezeu și apoi răspunsul lui Dumnezeu, toate acestea au fost confirmate prin foc, asemenea, Jerfei lui Ilie și au fost confirmate prin slava care a umplut templul încât preoții n-au mai putut sluji, au ieșit din templu. Confirmarea lui Dumnezeu e ceea ce dă valoare, autenticitate și putere acestei pagini a istoriei sfinte care se aplică astăzi nouă oamenilor din, cum scrie Biblia, peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Cel mai însemnat lucru pe care îl vom învăța și cel din tâi, este lucrarea lui Dumnezeu primă și primordială care constă în prevenirea situației, în prevenirea răului, care constă în pregătirea ființei noastre pentru primirea binecuvântării și care ne așează într-o poziție în care să nu ratăm Ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Aici este, deci, lucrarea pregătitoare a lui Dumnezeu. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Nu se referă la un moment în timp în care vom asista la a doua venire, ci se referă la toate aspectele vieții noastre în care suntem implicați. În fiecare zi ne întâlnim cu Dumnezeu în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Pregătește-te pentru lucrul acesta, ascultă glasul lui Dumnezeu și înțelege la dânc. Iubiții mei, este de așa mare însemnătate lucrul acesta. L-ascultam pe Vatamaniuc, celebrul uh, partizan român lucra la un șantier la Mănăstirea Sucevița, după eliberarea lui din închisoare, din iad pur și simplu, a supraviețuit, cum scrie în cartea lui Iov, numai eu am scăpat ca să spun ce a fost acolo, spune Dumnealui că pe când lucram într-un șanț, acolo la un șantier arheologic, au apărut două persoane și, sigur, pentru un, un om ca Dumnealui, două persoane însemnau doi agenți. Și așa și era, ei i-au propus, uite, domnule Vatamaniuc, mergi cu noi în pădure pentru că vrem să vânăm un căprior, avem autorizație și nu cunoaștem locurile pe aici și am vrea să mergi cu noi. Și atunci Duhul Sfânt, Dumnealui spune lucrul acesta personal, Duhul Sfânt îmi rostește în ureche și am auzit numele acelui căprior este Gavril. Numele lui era Gabriel Batamaniuc Și Duhul Sfânt îi spune Numele căpriorului pe care vor să-l împuște ei Este, este Gavril, ești tu de aceea vor să te ia în pădure. Și atunci, dânsul cu o înțelepciune dumnezească, spune, după ce am ieșit din închisoare, niciun țânțar n-aș mai putea zdrobi, sunt, sunt într-o situație de felul acesta și declară cu mare greu am putut să evit această situație în care s-ar fi, put fi putut să fiu dus cu forța până la urmă. Și cum s-a întâmplat cu mulți partizani, au fost eliberați din închisoare și apoi au fost omorâți acasă, spânzurați, otrăviți, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Dar dar, iubiții mei, mă întreb, de câte ori uh, sufletul nostru a auzit un glas ca acesta și totuși am zis, a, nu poate să fie chiar așa, Nu are cum să fie chiar așa. În momentul în care uh, glasul Duhului Sfânt ne vorbește, în momentul acela, uh, cuvântul lui Dumnezeu spune, tot pământul să tacă. Liniștea adâncă a sufletului, liniștirea totală, orice glas... Lasă-mă să aud glasul lui Dumnezeu, lasă-mă să-l înțeleg și lasă-mă să adun destulă putere să-l împlinesc. Tăcere înaintea Domnului, așa spune cuvântul său. Având în vedere lucrul acesta, vom urmări mersul lucrărilor lui Dumnezeu în viața omului și în viața poporului lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Este cheia întregei rugăciuni de dedicare, aceea care a fost rostită la inaugurarea Templului de către Solomon. Și rugăciunea aceasta este o rugăciune profetică, este o rugăciune imparțială. Dacă era o rugăciune făcută, să facem o rugăciune, eu o vorbă foarte, serio, foarte ne, ne la locul ei, să facem o rugăciune. Rugăciunea nu se face. Rugăciunea se naște din ființa noastră. Dacă era o rugăciune făcută sau rostită, recitată, Solomon n-ar fi spus în rugăciunea aceea ceea ce a spus el acum. Dar a fost o rugăciune inspirată de Dumnezeu, este un cuvânt profetic, purtând, având greutate și putere. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Este o rugăciune izvorâtă de sus. Este rugăciunea aceea a circuit, a comuniunii între om și Dumnezeu în ambele sensuri. David spune așa, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Te pomenești în timp ce mă pomenesc, în timp ce conduc mașina. Sau stau de vorbă cu cineva, sau citesc ceva, sau vizionez, sau audiez ceva. În timp ce sunt implicat aici, deodată Primesc acest îndemn și această chemare și mă rog pentru cineva, undeva, cumva. Niciodată nu voi ști dacă lucrul acesta a avut sau nu vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo, dar tot ce știu este că după ce m-am rugat am simțit o pace și o bucurie în sufletul meu că am răspuns acestui îndemn. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Toate lucrurile, absolut toate lucrurile, încep cu această mare minune. Dacă cineva ne întreabă vreodată care a fost minunea care a declanșat exodul din Egipt, atunci noi o să ne întoarcem și o să spunem textul scripturii: Dumnezeu a auzit strigătele lor. Ei au strigat către Dumnezeu inima îmi zice din partea ta, strigă la Dumnezeu, roagă-te, cere lucrul acesta lui Dumnezeu. Acest lucru a venit la ei, este inițiativa lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Primul pas în toate lucrurile este pasul lui Dumnezeu. Nu omul a căutat pe Dumnezeu după căderea în păcat, ci Dumnezeu l-a căutat pe om și această lege rămâne veșnic. Astfel că inima îmi zice, înainte să zic eu ție ceva, inima îmi zice din partea ta, spune lucrul acesta. Dumne, Biblia spune Dumnezeu au zis strigătele lor, ei au strigat la Dumnezeu. Aceasta a fost cea din tâi și cea mai mare minune. Aceasta este temelia oricărei lucrări a lui Dumnezeu. Strig, strigă la Dumnezeu, roagăte te lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu, vină în prezența lui Dumnezeu. Dacă e nevoie, plângi și plângete înaintea lui Dumnezeu, protestează înaintea lui Dumnezeu, vaite te acuză, judecă, dar toate aceste lucruri în prezența lui Dumnezeu și vei fi transformat în timpul acesta. E posibil să venim cu o atitudine ne la locul ei. În, așa a zis, a rugăciunea sufletului nostru, dar când intrăm în prezența lui Dumnezeu deodată, toate lucrurile parcă au căzut pe locul lor, s-au așezat, ajungem să vedem lumea într-o altă lumină. Cea din tâi minunea exodului a fost strigătul lor către Dumnezeu și când a venit Moise și a săvârșit minunile acelea înaintea lor, Biblia spune, zice, bătrânii au înțeles atunci că Dumnezeu auzise rugăciunea lor și strigătul lor a ajuns la el. Acesta a fost uh, 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 impactul minunilor pe care, care au fost săvârșite în fața lor sau în viața noastră a diverselor lucrări care se întâmplă. Ele ne confirmă că ni s-a auzit glasul sus. Dumnezeu a auzit vocea sufletului nostru. Așa cum foarte frumos scrie prorocul Isaia, roagă-te în așa fel încât glasul tău să fie auzit în locurile înalte, adică în prezența lui Dumnezeu dacă poporul peste care este chemat numele meu, numărul 1, se va smeri. Aceasta e o problemă destul de serioasă. Dacă ne întoarcem la uh, cartea Exod în contextul nostru, învățând aceste, uh, lucrarea lui Dumnezeu cu poporul, uh, și ne întreabă cineva uh, cu cine crezi că avea probleme faraon, uh, noi o să răspundem imediat că păi avea probleme cu Dumnezeu. Cine e Dumnezeu să ascult de el? No, no, no. Acesta era un efect. Faraon avea probleme cu propria lui inimă. Dumnezeu din cer a spus despre el nu vrea să se zmerească, nu vrea să lase mândria jos. Mândria, el avea probleme cu propriul lui suflet. Când în cele din urmă a dat drumul poporului, el s-a biruit pe sine, el a călcat peste propria lui inimă. Acolo era problema. Noi adesea ne considerăm Confruntați cu diverse probleme care sunt în jurul nostru, le judecăm într-un fel și altul și pierdem esențialul din vedere. Problema este inima noastră. Acolo se dă lupta. Și aici Cuvântul lui Dumnezeu spune: Dacă poporul lui Dumnezeu, peste care este chemat poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Ați observat că Nebucadnețar n-a avut probleme de altă natură decât problema mândriei lui, pentru că în final, după cei șapte ani de tratament prin care a trecut el, să nu numim aceasta bătaie, Dumnezeu nu bate pe nimeni, nu, el iubește pe cineva, așa scrie Biblia, a bate cu nuiaua pentru Dumnezeu înseamnă a iubi pe cineva, adică al trata, înseamnă un tratament. Manifestarea, severitatea experienței nu vorbește despre răutatea lui Dumnezeu, ci despre răutatea bolii. Nu toată lumea e tratată la fel. Un om care are un deget rupt e tratat într-un fel și un om care are toate oasele zdrobite în el are un alt tratament sau care are probleme cu ficatul. La fel este în cele duhovnicești. Severitatea tratamentului nu vorbește despre Dumnezeu, ci despre severitatea bolii sau a suferinței noastre. Dacă poporul meu se va smeri, acesta este cel din tâi lucru. David îi comunicase lui Solomon acest lucru, păzește pe robul tău, se rugase el, și acum învățăm și noi de aici să ne rugăm și ne dăm seama care este cauza celor mai multe probleme din viața noastră, este mândria noastră, care îmbracă atâtea forme, dintre care din formele acestea cea mai perversă este mândria umbilinței e belea mare cu treaba aceasta dacă ne dăm seama că de fapt Dumnezeu lucrează și operează asupra inimii noastre atunci venim împreună cu David și spunem așa păzește Doamne pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine și să ajung să mă fac vinovat de păcate mari noi vorbim de păcate de un păcat, de altul, de familii sfărmate, abandonate, de oameni care au căzut în imoralități grozave, de tot felul de barbarisme și cruzime a oamenilor, de războaie, de vărsări de sânge. Vorbim de aceste lucruri și, de fapt, adevărata problemă ori este luată în discuție. E vorba de mândria unui om. Faraon nu vrea să lase mândria jos, acolo era lupta și problema lui cea mare. Și dacă mergem pe firul evenimentelor istorice și ale celor din viața noastră personală, constatăm că drumul duce la același zvor și anume am zis vorbele astea din mândrie, din îngânfare, din înălțare de sine, am făcut fapta aceasta din mândrie și aici este lupta noastră. Nu poate nimeni să se păzească de acest lucru din cauza că el este ceva la lăuntric, te păzești din afară, dar cum să te păzești de tine însuți? Acest lucru poate face doar Dumnezeu. De aceea David îi așează exemplul acesta lui Solomon și îi spune Doamne, păzește pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine ca să mă fac vinovat de păcate mari. Aici va duce în final mândria. Puțin oameni vor crede așa ceva, pentru că este atât de subtilă și perversă această mândrie în ființa umană, încât omul care e bolnav de așa ceva, nici nu știe că e bolnav, și uh, toți din jur văd această boală, uh, miroase greu uh, suferința aceasta a sufletului, uh, omul respectiv nu vede. Uh, Belșațar nu avea probleme cu băutul din pahare, vai ce bătaie a dat Dumnezeu că a băut din paharele lui și nu, este josnic să vorbim de așa ceva. El avea probleme cu un singur lucru. El avea probleme cu mândria lui și Daniel îi spune. Uh, tu trebuia să înveți ceva de la bunicul tău pentru că el a trecut pe aici. Și când i s-a împietrit Duhul până la mândrie, mândria este o formă de împietrire a Duhului, adică, ce înseamnă împietrire, pierderea sensibilității vis-a-vis -vis de glasul lui Dumnezeu. Când i-a spus lui Vatamaniu, numele căpriorului din pădure este Gavril nu te duce cu oamenii aceștia și Dumnezeu l-a ajutat să scape din mâinile lor, pentru că ei de obicei îl luau cu forță și o omorau acolo unde mergeau. Nu s-a putut face așa ceva pentru că el a ascultat de Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care, oamenii aceia nu aveau nicio primește, aveau pistoale la ei, toată puterea le-a fost dată să omoare, să facă tot ce vor. Nu exista ceva care să-i oprească sau cineva. În afară de Dumnezeu care le-a spus, întoarceți-vă și plecați el ascultase glasul lui Dumnezeu. La fel se întâmplă în sufletul nostru. Chemarea aceasta pe care o adresează cuvântul lui Dumnezeu Uh, vorbește despre izvorul păcatelor mari sau mici din viața noastră, toate acestea ducând la un singur mare păcat, mândria, care nu este altceva decât uh, 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 înălțarea unui om, mă voi înălța mai presus uh, uh, ceea ce am, am citit noi la început, dacă poporul meu se va smeri. Acesta nu este un dar care poate fi găsit oriunde și poate, sau poate fi obținut prin educație. Din potrivă, oamenii care încearcă lucrul acesta în mod firesc, iau anumite poziții, chipurile puțin a plecat de spate sau ținem Biblia în partea stângă sau vorbim în șoaptă și în, în, înăuntru tună diavolul sau vorba bănățeanului înăuntru diavolului cât gâsca de mare și în timp ce cineva vorbește ușor doctorul Mengele în, 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 în lagărul de concentrare nazist acest demon îmbrăcat în alb vorbea atât de politicos, era totdeauna parfumat curat, era, era un om atent și ce atrocități au putut fi comise prin mâinile acestui om. Nu, umilința nu poate fi obținută decât ca dar de la acela care s-a zmerit pe sine, s-a dezbrăcat de sine, care a luat chip de rob și s-a zmerit până la moarte și încă moarte de cruce. Nu putem avea acest dar decât prin părtășia cu darul lui. Din altă parte, nu se poate lua. De la diavol nu se poate lua, de la oameni nu se poate lua așa ceva, de la firea noastră pământească nu se poate lua așa, de la educație, știință, cultură nu se poate lua așa ceva. S-a văzut ce a însemnat știința, cultura, educația, progresul, asociate cu mândria, rasă superioară și așa mai departe. Câte fluvii de sânge au curs pe fața pământului din cauza aceasta? Smerenia. Nu este un, un lucru care se găsește pe pământ printre oameni. E o singură inimă care a fost cu adevărat smerită, acesta e Mântuitorul nostru, și este o singură inimă care este bucuroasă să împartă darul cu mine și cu tine. Dacă poporul meu se va smeri, vorbim de punctul 2 este dacă se va ruga, punctul 3 este dacă va căuta fața mea și se va întoarce de la căile lui. Acestea însă nu sunt puncte alături de smerenie. Uh, trei puncte. Smerenia, rugăciunea și a căuta fața lui Domnului prin pocăință, întoarcerea de la căile. Nu sunt trei puncte. Este unul singur. Celelalte două lucruri din rugăciunea lui, acesta este din răspunsul lui Dumnezeu către Solomon. Se va face ce ai spus tu în rugăciune, uh, când va veni nenorocirea, când va veni războiul, când va veni exilul, când va veni asta, se vor face aceste lucruri dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. Aceste alte două puncte, care este rugăciunea și căutarea feței lui Dumnezeu, nu sunt alături de cel din tâi care este smerenia, ci ele sunt urmarea acestui cel din tâi. Are ori am simțit noi pe pământul acesta, uh, gustul ceresc al adevăratei smerenii a Domnului nostru Isus Hristos. El este pregătit cuvântul lui Dumnezeu ne spune, veniți la mine dacă vreți să vă bucurați de smerenia care vine de la Dumnezeu. Veniți la mine, toți cei trudiți și împăvărați și primiți de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Nu se poate lua din altă parte. Dacă poporul meu se va smeri. Iubiți mei, de obicei ne smerim după ce trecem prin focul acesta al unei încercări grozave. E bine. E mult mai bine decât dacă nu ne-am smerit de fel. Sunt destui oameni care nu se vor smeri nici în fața morții, niciodată, nici în în ultimul moment al lui Dumnezeu, din smerenie se vor ridica înapoi în ură și în revoltă împotriva lui Dumnezeu. De obicei ne smerim, de obicei ne smerim, ne așezăm și spunem, de ce trebuia să fac eu lucrul ăsta? De ce trebuia să zic eu așa ceva? Nu puteam eu să stau liniștit, nu puteam eu să fac lucrul ăsta, nu puteam eu să ascult de Dumnezeu? E adevărat că este foarte incomodă smerenia aceasta. Adică incomodă în sensul că uh, nu e în armonie cu firea pământească, nu este niciun fel de mândrie sau de demnitate în a-i da cuiva uh, cămașa, ea și cămașa. Nu de mult timp a fost uh, asasinat aici, nu departe de noi, în orașul nostru, un proprietar de magazin de către un om care fura din rapturi și el a, fost, uh, el a sărit și l-a întâmpinat pe omul acesta. Acum, ai zice că este cumva o reacție realmente instinctivă, sau dar, dar trebuie să mergem deasupra. Noi nu lucrăm instinctiv. Noi nu, noi nu reacționăm, noi răspundem. Și Domnul Cristos a spus așa: când vezi pe cineva că fură de la tine, nu te duce și te lua la bătaie cu el, că va scoate pistolul, cum s-a întâmplat aici, și omul a căzut mort. Nu, uite-te, învăț ceva, a spus Domnul Hristos, Dacă îți fură haina, spune stai puțin oprește puțin. Uite și o cămașă, se potrivește cu o haina, uite o cravată care e un set extraordinar. Vreau să te văd bine. Am uh, auzit despre un cetățean care i-a luat uh, bicicleta, a tras de ea și hoțul la uh, bicicleta, bicicletă a scos pistolul, l-a împușcat și a murit pe loc. Vezi, când ți-a spus Domnul Hristos, dă-i și cămașa, ți-a spus că lucrul ăsta, nu ți-a spus asta pentru că e drept. Așa ceva nu e drept. Hoțul nu numai că nu trebuie dată cămașa, îi trebuie dat altceva. E nedrept lucrul acesta, dar te întreabă Domnul Hristos, crezi că este mai drept și mai bine să fii căzut jos într-o baltă de sânge decât să-i dea o așa, Dacă fur din magazin, spune-mi ce, ce mai dorești altceva și cu plăcere îți dau, frățioare, nu te-am văzut niciodată când ai luat lucrurile acestea, Merg și dule acolo unde vrei. Am deținut o perioadă, cumpărasem o casă lângă o lucrare pe care o săvârșeam și era orașul plin de oameni nelegiuiți, îți era frică să ieși seara pe drum și cu multe și grave probleme. Și într-o zi lucram la etajul 3 și am îndemnul să cobor la etajul 1. Când cobor la etajul 1, acolo văd că jumătate de corp era ieșită pe, pe o fereastră și jumătate era în lăuntură. Era cineva care fura ceva din casă și a auzit venirea mea și atunci a dat să sară pe fereastră. Și i-am spus, frate, brother, brother, please, don't, don't do that, no, come back, please, Vino înapoi, vino înapoi, frate, i-am spus, vino înapoi, nu, 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 nu sări de aici până jos și... Uh, avea două sacoși cu tot ce furase de acolo și l-am dus înapoi la frigider și am spus, am deschis frigiderul și am spus, my brother, my fridge is yours, frigiderul meu e al tău, ia din frigiderul acesta tot ce dorești tu să iei, Nu, no, no, I don't need anything, I have, am trei copii, nu, trebuie, nu mai întrebe trebuie altceva. Iubiții mei, fără niciun fel de alt zgomot, eu nu am vorbit cu nimeni de pe stradă, se întâmplă că nu era nimeni pe stradă care nu știa cum a fost întâmpinată această situație. Și Mântuitorul a spus așa, biruiește răul prin bine. Aceasta înseamnă, acesta este rodul smerenii smeririi, darului smereniei pe care ni-l dă nouă Dumnezeu. Biruiește răul, nu lăsa răul de capul lui, atacă-l literalmente, dar biruiește-l prin bine, nu prin rău, nu mulți răul. Aici duce smerirea aceasta despre care spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă poporul meu se va smeri. Și la aceasta te rugăm din adâncul sufletului nostru, Tată prea iubit, ajută, te rugăm ca darul smereniei să coboare în viața și ființa noastră și apoi să se manifeste în toate lucrurile, așa cum a fost în Domnul nostru Isus Hristos, care este blând și smerit cu inima. La tine venim, Doamne Isuse, și te rugăm, dă-ne smerenie din smerenia ta, în al cărui nume ne-a rugat și te-a binecuvântat, Tată în veci. Amin.